Minorul a fost arestat în prima zi a anului 2019 sub acuzația de viol. Victima, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a încercat să scape cu fuga, însă a fost prinsă de agresor. Potrivit reprezentanților inspectoratului de poliție al județului Vaslui, agresiunea sexuală s-a petrecut în seara de 28 decembrie. Adolescentul de 15 ani s-a întâlnit cu victima în fața porții, unde au stat de vorbă și au fumat câte o țigară. La un moment dat, bărbatul de 57 de ani l-a invitat pe minor în locuință pentru a-l servi cu un pahar de vin. Cei doi au intrat în casă și au consumat băuturi alcoolice. Se pare că licoarea lui Bahus l-a prins bine pe minor, deoarece acesta i-a propus gazdei să întrețină relații sexuale. Când a auzit propunerea, bărbatul de 57 de ani a fugit, dar pe drum a fost ajuns de tânări care l-a târât în locuință, unde l-a obligat să întrețină relații sexuale. La final, minorul a sustras din buzunarul victimei și banii pe care îi avea. 5 lei. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii acțiunilor de viol și tâlhărie calificată. Autorul a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Pe numele său a fost emis mandat de arestare pentru 30 de zile. A precizat Silvia Manta, purtător de cuvânt IPJ Vaslui. Agresorul Sabin Teodor B. a negat acuzațiile și a afirmat că victima a fost de acord să întrețină relații sexuale. Adolescentul nu are antecedente de penale, dar este cunoscut ca un copil problemă, acesta a abandonat școala după numai șase clase.